Personalitatea voievodului Matei Basarab și-a pus amprenta în toate domeniile de activitate, fiind în primul rând un bun gospodar în administrarea resurselor umane și materiale ale țării. Acestea vor face ca domnia să fie o epocă de revitalizare a virtuților militare. Matei Basarab a fost unul dintre domnitorii de excepție ai țării românești la mijlocul secolului al XVII-lea. A domnit pe tronul țării românești în perioada 20 septembrie 1632 până în 9 aprilie 1654, iată, aproape 22 de ani încrunați cu succese pe plan politic, militar, economic, social, dar în special cultural. E o perioadă de excepție, spuneam, pentru că Matei Basarab vine cu un alt bagaj, am putea spune. Se deosebește mult de domnitorii precedenți lui, am putea enumera pe Radu Mihnea, pe Alexandru Iliaș, pe Leon Tomșa, domnitorii care au făcut în mod evident politica porții otomane, căutând chiar să-și arore, să obțină drepturi prin care și avantaje din partea porții, dar cu prețul unei politici adesea în defavoarea poporului român. De aceea, poate că și în momentul întronizării sale și ajungerii sale la tron, a lui Matei Basarab, a fost unul care a trezit o dinamică deosebită în rândul poporului. El era acel aga din Brâncoveni, a fost ales de boierii pământeni, de boierimea autohtonă românească, care, am putea spune, se săturase de politica anterioară a domnitorilor amintiți mai devreme, care nu a fost întotdeauna în mod special în favoarea supușilor români și chiar în favoarea boierilor autohtoni. De aceea, în urma unor diferenduri cu Alexandru Iliaș și cu Leon Tomșa, ales de această boierime autohtonă, Matei Basarab își va începe domnia pe tronul țării românești, urmărind, am putea spune, să readucă tradițiile vechi românești ale țării acesteia pe care o conducea. În acest sens aș putea să citez un text al unor soli munteni ajunși la Gheorghe Racoții, principele maghiar al Transilvaniei în acest timp, care vorbeau în acest sens despre Matei Basarab. Ei erau boieri, munteni, trimiși de către Matei Basarab în Transilvania, în solie la principele Gheorghe Racoții. Iată ce spuneau ei despre începutul domniei domnitorului Matei Basarab. Citez: de la Șerban Vodă până la Leon Vodă ne-am pierdut toate libertățile. De nu s-a ales nimic din ele, iar măria sa, Matei Basarab, ni le-a dat îndărăt, întocmindu-le toate după rânduială. Birul împăratului l-am aranjat, fiecare ne-am știut avutul și ce preț are, fiecare a știut cât are de plătit într-un an. Deci noi ne-am ridicat pentru libertatea noastră și mai bine să murim decât să se întoarcă răul de mai înainte. Așadar, boierii se declarau mulțumiți de domnia lui Matei Basarab, care le redase libertățile sociale, economice, pe care le avuseră aceștia înainte. Printre ctitoriile importante ale lui Matei Basarab se numără și mănăstirea Arnota. În această mănăstire se remarcă portretele votive ale domnitorului muntean și ale soției sale, doamna Elina. Portretul lui Matei Basarab, bătrân, cu părul alb, este considerat unul dintre cele mai frumoase portrete de voievozi români. Mănăstirea Arnota a fost înălțată de domnitorul Matei Basarab între anii 1633 și 1636. Acest sfânt lăcaș poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril.
Legenda spune că domnitorul Muntean a construit această mănăstire fiindcă în aceste locuri s-a adăpostit când era urmărit de turci. La mănăstirea Arnota au fost înmormântați Matei Basarab împreună cu soția sa. Inițial au fost înmormântați la Târgoviște, după care, respectându-se dorința din timpul vieții sale, au fost înmormântați la Arnota. Desigur, se poate vorbi foarte mult despre domnia unui domnitor precum Matei Basarab. Aș încerca să structurez intervenția mea pe câteva planuri, acela al politicii sale interne, dar mai ales externe, și acela al activității sale pe plan cultural bisericesc. Pe plan intern, domnitorul Matei Basarab a încercat să ducă o politică de echilibru pe toate palierele social, economic, militar. Există de asemenea dimensiunea externă a politicii sale, marcată de conflictul cu domnitorul Vasile Lupu al Moldovei, de asemenea de atitudinea sa față de poarta otomană. Cred că am putea să concluzionăm și să caracterizăm politica sa internă și externă printr-un text aparținând patriarhului Macarie al Antiohiei, care în ultimii doi ani de domnie a domnitorului Matei Basarab a făcut o călătorie împreună cu fiul său, diaconul Pavel din Alep, și care ne-a lăsat mărturii grăitoare de o semnificație extraordinară pentru conturarea unui tablou istoric, cultural, social al vremii mijlocului secolului al XVII-lea și care, printre altele, spunea despre Matei Basarab, citez: acest Matei Bey a știut să mâne supușii cu cea mai bună cârmuire. Era îndrăsneț în războaie, fericit, mândru, și oricare dușman care purta război cu el se întorcea biruit și nimicit. Avea un foarte bun nume, era temut de toată lumea și faima lui era pretutindeni răspândită. Epoca lui Matei Basarab a fost una de înflorire culturală, de închegare a unei școli artistice, fără de care dezvoltarea brâncovenească nu ar fi fost posibilă. Însușirile personalității sale vor contribui la consacrarea suveranului ca cel mai mare ctitor al poporului român din epoca feudală. Cea mai importantă ctitorie a lui Matei Basarab este mănăstirea Căldărușani, construită în anul 1638. Concomitent cu pictura murală se dezvoltă sub domnia lui Matei Basarab pictura pe lemn reprezentată prin icoanele de la Arnota, dar și prin catapeteasma de la schitul Crasna din Prahova. Alături de numeroasele sale construcții religioase, domnitorul Matei Basarab a făcut și o serie de construcții civile, precum casele domnești din Brâncoveni și Caracal. Cred că important este și textul care apare pe piatra de mormânt de la mănăstirea Arnota a lui Matei Basarab, în care se spune că acest domn răposat Matei Basarab a fost un bărbat drept, îndurător și milostiv, niciodată biruit, ci biruitor, și a multe învingeri învingător, prea slăvit, înfricoșător dușmanilor, prietenilor de folos, îmbogățitor al țării sale. Matei Basarab a inițiat la curtea domnească din Târgoviște lucrări de refacere a caselor domnești, dar și de ridicarea unor construcții noi, precum zidul din incinta acesteia. Astfel de intervenții au fost realizate și la alte monumente din țară, ceea ce evidențiază grija pentru conservarea trecutului și care, în cele din urmă, îi conferă atât de mult dorita legitimitate dinastică. Matei Basarab a construit un nou sistem defensiv numit Șanțul Cetății și, după cum menționează letopisețul Cantacuzin, Matei Vodă a zidit cetatea Târgoviște în anul 1645.